Președintele american Joe Biden și-a anunțat duminică retragerea din cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA sub presiunea tot mai mare a colegilor săi democrați. Biden a subliniat că susține candidatura vicepreședintei Kamala Harris în lupta împotriva republicanului Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie. Presiunile din partea democraților asupra actualului președinte au crescut considerabil după ce acesta a avut o performanță slabă față de Trump la primele dezbateri televizate. Biden, în vârstă de 81 de ani, a precizat că în curând va face o adresare către națiune în care va aduce mai multe detalii despre decizia sa. În ciuda cerințelor din partea republicanilor să-și dea demisia, el a ținut să menționeze că rămâne în funcție de președinte până la încheierea mandatului său pe 20 ianuarie 2025. Deși a fost intenția mea să candidez din nou, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Astăzi vreau să-mi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an, a scris președintele american. Kamala Harris i-a mulțumit lui Joe Biden pentru deceniile petrecute în serviciul statului american și pentru încrederea acordată, iar contracandidatul democraților Donald Trump a declarat că Harris va fi mai ușor de învins decât ar fi fost Joe Biden. În primele ore de la anunțul retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială au venit și reacții de la liderii din întreaga lume, majoritatea inclusiv liderii Germaniei și Marii Britanii, au avut mesaje de susținere pentru actualul președinte american. Alții, precum cei de la Kremlin sau din cercurile extremiste europene, l-au criticat. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a fost printre primii lideri care au susținut decizia liderului american. Ați luat multe decizii dificile datorită cărora Polonia, America și lumea întreagă sunt mai sigure, iar democrația este mai puternică. Știu că aceleași motive v-au ghidat atunci când v-ați susținut decizia finală, probabil cea mai dificilă decizie din viața dumneavoastră, a scris oficialul de la Varsovia. Mesaje de susținere au venit și de la Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a scris că ucrainenii vor fi întotdeauna recunoscători pentru felul în care președintele Biden a condus SUA. El a sprijinit Ucraina în timpul celui mai dramatic moment din istorie și a ajutat poporul ucrainean. Ne-a ajutat să-l împiedicăm pe Putin să ne ocupe țara și a continuat să ne sprijine pe tot parcursul acestui război teribil, a scris președintele Zelensky. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a acuzat presa și politicienii din SUA că ar fi ascuns adevărata stare de sănătate a lui Biden. Următorul pas după declarația scrisă a lui Biden cu privire la retragerea din cursa electorală ar trebui să fie o anchetă cu privire la înțelegerea dintre mass media americană și cercurile politice care au ascuns adevărata stare mentală a acestuia, manipulând opinia publică și făcând jocul unui partid politic, a criticat Zaharova. Unii analiști politici americani consideră că Kamala Harris are acum avantajul de vârstă în fața lui Donald Trump, care în iunie a împlinit 78 de ani. And now they have a strong, young, in the prime of her life, Kamala Harris, the vice president, who's a former prosecutor. And Donald Trump is now the oldest person ever to run for president of the United States. Well, all you have to do is look at the reactions across the Democratic Party here in the United States today. There is tremendous excitement. She appeals to the younger generations, to the millennials, to Gen Z, whereas President Biden was not connecting with them the same way. Analiștii politici europeni consideră că Kamala Harris va continua să reorienteze focusul politicii externe a SUA către Asia. Kamala Harris is going to be more Asia oriented. She stands for a new generation within the Democratic Party that has a different foreign policy take. So I think that no matter who is going to win in November, whether it's going to be a Biden, whether it's going to be Trump, Harris or another Democratic candidate, the time of transatlantic unity as it has been experienced during the Biden years is certainly coming to an end, I would say. Analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, susține că indiferent de candidatul democrat care ar putea câștiga alegerile prezidențiale din SUA, relațiile bilaterale cu Republica Moldova nu vor avea de suferit atât timp cât țara noastră nu va avea un guvern prorus și va continua să implementeze reforme. Eu cred că relația dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii va fi una bună. Noi știm foarte bine poziția democraților de a susține cauza ucraineană, a susține stabilitatea în regiunea noastră, dar și în general la nivel internațional. Mai degrabă, această relație poate fi dictată de involuție la noi aici, în interior.
dacă vor veni niște forțe pro-rusă, oligarhice, chiar loiale la același șor, atunci această relație va avea de suferit. Dacă Kamala Harris, în vârstă de 59 de ani, va fi desemnată candidată, ea va deveni prima femeie de culoare care va conduce o listă a unui partid majoritar din istoria Statelor Unite. Fost procuror general al Californiei și fost senator al SUA în 2020, ea a concurat fără succes împotriva lui Biden pentru a deveni candidatul democraților la alegerile prezidențiale de atunci.